Ah, bun găsit la Panoramic, revenim cu această emisiune din cauza obiective, ea a fost în săptămâna trecută, n-a fost o emisiune în direct. Sunt foarte multe subiecte la ordinea zilei, mi-am propus însă -mi să abordăm astă seară un subiect care ne afectează viața multora. Din păcate, nu numai că nu găsim cale de rezolvare, dar tare mi-e frică că e o problemă generală pentru România, și încercăm să o rezolvăm, uh, ceva de genul fricție la un picior de lemn. Adică avem o problemă, și în, stilul, în dulcele stil românesc uh, facem altele și mai și ca să rezolvăm una. Uh, problema aceasta este cea a circulației, a drumurilor din România. Practic, la acest moment, România este sufocată de un uh, transport total ineficient. Uh, în transport rutier, practic, celelalte sectoare nu mai există, iar în transportul rutier, cu siguranță, știi când pleci, nu știi niciodată când ajungi. Eu o problemă, nu avem drumuri, n-avem uh, uh, autostrăzi, nu mai vorbesc de, eu știu, alte alternative. Pe de altă parte, nu avem căi ferate, apropo de transportul feroviar. Pe de altă parte nu avem oameni care să valorifice aceste drumuri. Cine îmi spune că poliția rutieră din România se face față provocărilor secolului 21 sau anilor acestea, nu știe ce vorbește. De ce vă spun acest lucru? Hai să comparăm cu vestul, ca o primă idee. În vest, amenziile în mare parte nu sunt mai mari decât la noi, ameziile nu se discută, știi pentru ce ai luat, știi că ești vinovat, la noi totul este întâmplător, ca în România, totul este negociabil, bineînțeles, la noi se poate sta prin boschet și alte lucruri cu un aparat radar, pentru că asta e. Iar culmea eficienței o întâlnim în Gorș, unde dacă întreb, facem un sondaj de opinie la nivel național, toată lumea când vine de gorj, da, vorbim de, și de zona turistică, și de hobița, și de rânca și de ăsta, dar când ajungi la, la capitol, au sunt niște polițiști pe la gorj care e mai bine să nu treci prin gorj. De ce oare? Asta rămâne să ne spună cei individuiți? Însă noi o să punctăm câteva lucruri, pentru că cred că trebuie să a venit timpul să rezolvăm această problemă. Cel puțin din două, din două alte, din două motive principale. Unul dintre ele este că zilnic sau de mai multe ori pe zi, în gorj și în țară sunt accidente groaznice, accidente în care mor oameni. Avem mai mulți morți pe șosele decât deci, într-o săptămână, într-un an, decât nu știu, toate țările din Uniunea Europeană luate la un loc. Dar noi continuăm să spunem că poliția noastră e eficientă, că își fac datoria, că bla 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 nu e așa. Și de ce vă spun că nu e așa? Pentru că aceste accidente n-ar trebui să existe. Adică raportez tu și aici la Gorj, dar și în țară și îmi spui am luat nu știu câte permise, am dat nu știu câte amenzi. Și atât. Ăsta e un comunicat la poliția rutieră. Vi se pare normal? Câți, să nu știu, au s-a făcut educație rutieră prin nu știu câte școli de către agenții? Nu știu ce acțiuni de prevenire Bănuiesc că decât a sta într-o mașină de radar pitit după un copac, mai poți să faci altceva. Pentru că statul te plătește ca polițist la rutieră cu câteva, zeci, câteva mii de lei bune. Nu se întâmplă acest lucru. De ce oare? Rămân să ne spunei, dar întorcându-ne la chestia asta, parlamentarii noștri buni și dragi, tot cu limele de rigoare, tot încearcă, de periodic, este se pricep la, la, rutier și încearcă să ajute agenții, ne mai troznesc câte o amendă, ne mai fac câte o modificare, care practic fac irespirabil uh, mediul acesta rutier. Ultima găselniță pe care o să vă prezint acum este în momentul de față în dezbaterea Parlamentului și dacă vă ajunge acolo, gândiți-vă că dacă un vest, o amendă mare e undeva, bine, se ajunge și până la confiscarea mașinii și alte chestii când sunt abaterile mari, dar în general o amendă în vest este de câteva sute de euro și cam atât. Și nu o repeți. La noi din păcate ajungem la sume uh, raportate ca în vest, dar la drumurile din România, și atenție, cu salariile din România. Ce cretin are o asemenea idee? E Asemenea, cretin se găsesc sub cupola Parlamentului României. Vă dați seama că alții trebuie să aplice asemenea tâmpenii și bun, hai să zicem, bă, vedem eficiență, s-a redus. De fiecare dată când aplicăm aceste chestii, situația este mai tragică pe șosele. Ce ar fi de făcut? Chiar aștept de la dumneavoastră păreri și uh, idei pentru a le spune și le uh, promit că le, le spunem pe post, pentru că Cred că am intrat într-o zonă în care nu știu dacă mai putem să facem foarte multe lucruri ca să nu, să nu ne călcăm unii pe alții. De ce vă spun acest lucru? Uitați-vă Târgujiu, Gorj în general, da? Luați zona Târgujiu de unde v-ați duce. Se face acum o centură care în dulcele stil târgujian probabil va fi cât de curând stradă, că știți, noi am mai avut o centură pe care în disprețul oricăror norme, inclusiv financiare. Apropo, proiebe, a fost finanțată european, da? Niște proiecte spuneau că la Târgu Jiu s-au făcut niște centuri. De ce sunt aceste centuri străzi sub intervalul de 5 ani? Cine ar trebui să răspundă de asta? Întrebare. Dar ne întoarcem. Suntem la Târgu Jiu, vă spuneam, sufocați de mașini. Sunt foarte multe mașini, în același timp se circulă cu picioarele. Și vă spun de ce acest lucru? Nu îndrăznim, în toate orașele mari din țară sunt anumite bulevarde, anumite locuri în care nu se oprește mașina, nu blochezi banda întâi. La noi, sub pretextul că vezi, Doamne, uh, unde să stea oia care locuiesc acolo, unde să-și lase mașina, deși au o curte bănuiesc, uh, noi blocăm, practic, n avem culoar de traversat a municipiului. Dacă venind dinspre, să zicem, dinspre Severin și mergi spre Vâlcea, ai o șansă că pe bulevardele principale până la Pasarelă nu se poate circula piața mare Pasarelă? Dacă vii dinspre Rovinar și mergi, să zicem, spre Bumbejiu, o să ai o mare surpriză. Atât, deci Marele Bulevard Victoria și Marele Bulevard 1 Mai sunt practic circul pe o singură bandă. Iar la orele de vâr la Târgu Jiu, riși pe distanță de câteva sute de metri să faci cu orele pentru că primăria nu vrea să elibereze, pentru că aici e ai problemă de voință, nu vrea să elibereze banda întâi. De ce nu vrea? Sunt niște voturi probabil în joc, dar atenție, e vorba de viața târgușenilor și ce mai facem, pentru că îmi spuneau foarte mulți agenți economici, cei care au mașini, au flotă de mașini și spunea, domnule, E de necirculat. Târgu Jiu, cât e ele oraș de, mic, nu pot să circuli în nicio direcție. Pentru că, pe de o parte, orașul este sufocat de mașini se circulă foarte prost când ai pe unde. Pe de altă parte, centura este, dacă nu-i sufocată de mașini, e limită de 50 pe toată centura. Singurul loc în țară unde e așa, dar asta e, suntem la Târgu Jiu. Și în același timp, și aparatele, mașinile, dar că nu se deplasează prea mult de la Târgu Jiu, că e benzină, e nu știu ce. Sunt aici. Rezultatul, practic orice activitate economică e paralizată, pentru că la gor și în Târgu Jiu cineva ar mai trebui să și lucreze. Știi, nu poți să stai într o mașină și să treap timpul trece, leafa merge, nu. Trebuie să mai faci altceva. Nu poți, dacă vrei să folosești mașină. Sunt pe flote de mașini și mi explicau diverse diversi prieteni sau care lucrează și au antiradar, și au ă, stație performantă. Sunt investiții pe care le au făcut pentru că altfel nu se mai pot descurca la Durgu Jiu. De deci ce e mai rău ca în București sau un alt oraș mare? Nu e în regulă. Dar cum spuneam, parlamentarii nu știu ce zic. Bă, hai, cu o rezolvăm. Mai trânti niște amenzi și o rezolvă și totul se rezolvă. Bineînțeles că nu se întâmplă nimic, în sensul nu de aplicare, că se aplică. Dar nu se vede urmare. Vom avea cei care trăiesc din asta și avem foarte mulți conducători auto vor plăti mai mult sau se vor lăsa și vom, asta cam este situația. Bun, i-am spus emisiunii drumurile și milițianul, pentru că drumurile sunt o problemă, iar apucăturile agenților noștri, unii din ei, să nu, nu generalizez, vreau să vă spun că există ca peste tot oameni foarte bine pregătiți, oameni care își fac datoria, dar în spiritul legii, și sunt milițieni care, asta e, i-a prins, așa au învățat ei, așa îi duce capul și așa aplică legea. Dar probabil că bă, acești ani de Uniunea Europeană vom limita și aceste lucruri. Dar, întorcându-mă, senatorii au pregătit mai multe modificări la codul rutier, printre care cei care clansonează nejustificat sau aruncă mucuri de țigară pe geam vor plăti amenzi de până la 1000 de lei. Pe lângă o amendă, șoferii care conduc pe trotuar sau fac salon printre autoturisme rămân și fără permis de conducere pentru două luni. Bun, să zicem că e adevărată și se aplică chestia. Asta cu, asta cu mu, de țigare este la fel de, de adevărată. Îmi cer scuze că am uitat telefonul deschis. Avem o, avem o problemă de de aplicat aici la Târgu Jiu cu mucurile nu din mașină, nu le putem nici pe celelalte că poliția, munici, poliția locală trebuie să facă și altceva decât să facă acest lucru dar în fine, dar ar fi de interesant să spuneți să mai faci slalom printre mașini Păi de să vă spun așa Târgu Jiu e un șantier de vreo câțiva ani și o să mai fi așa pentru că lucrările făcute prin cea -a mea acum cu acele conducte cu toate astea zona cea -a mea toată vor mai dura, ca așa sunt programate și în stilul românesc, deci nu lucrează decât pe ploaie și când și de sărbători, ca să-i vadă lumea. Uh, sau mai nou, vreau să vă spun, de o săptămână și ceva a început școala. Uh, mergeți, care sunteți din Târgu Jiu, sau poate ajungeți, sunt, uh, mergeți în zona uh, Sfântul Nicolae, școala Sfântul Nicolae și toată zona din cea mea. Dacă puteți circula, ba mai nou ca să fie văzuți e, să se vadă că se lucrează. Angajații e, primăriei Târgu Jiu, pun asfalt acum. Și pe ploaie nu contează că știți pe ploaie se prinde, așa e la Târgu Jiu. Dar e, problema e alta. E, acele utilaje și sunt puse, efectiv blochează la ore de vârf când vin și pleacă copii, când ăsta atunci se lucrează. După ora 9 nu mai vezi nimic, mai vin uneva, deci mai pe seară când se pleacă acasă. Cam așa se lucrează la Târgu Jiu. Cam peste tot, da, asta, asta e altă treabă. Dar apropo de slalom printre mașini. Bun. Cei clansonează nejustificat. Păi, hai să, să vă spun un lucru. Dacă ai făcut din 9 mai și până în zona, nu știu, fostei fabrici de țigarete, ca să vorbim tot de ce sau în orice caz, până în, pe uneva pe 1 mai, dacă ai făcut vreo două ore, nu cumva ești exasperat și pui mâna pe clanson? I amendăm pe ăștia sau nu i amendăm? Trecând peste asta, însă, să zicem că e justificată pe undeva faptul că unii conduc agresiv, unii forțează traficul, mi se pare corectă această pedeapsă. Însă, cred că deja acum începem problemele cu legislația, pentru că mai crește ceva. De exemplu, șoferii prinși cu o viteză mai mare de 60-70 de km pe oră, peste limita legală, vor ajunge la o amendă de 6.250 de lei și li se mai ia și permisul pe trei luni. Iar cei care depășesc doar cu 30-40 de km pe oră, vor primi o amendă între 2600 și 6200 și, atenție, 6 puncte penalizare. Deci, atenție, e vorba de 60 de milioane lei vechi. Vă gândiți la sumă. Bine, e adevărat că e salariul agentului pe o lună, dar gorgenii foarte mulți dintre gorjeni câștigă această sumă în vreo jumătate de an. Ca așa sunt salariile la Târgu Jiu. Deci gândiți-vă că practic pe omul ăla îl tragi pe dreapta de definitiv, că a mers, atenție, că a mers pe o centură, să zicem, care ar trebui să mergi cu 70, ca așa e în toate orașele normale, a mers cu 100, să zicem. Deci atenție, la 30 de kilometri plătești, poți să să plătești până la 60 de milioane. Vi se pare normal o asemenea situație? Mie nu. Există o propunere a unui, un, o altă propunere a unui senator, e și asta în dezbaterea Parlamentului, în care localitățile în localități să mergem cu 70 la oră. Cred că ar fi mai întemeiată o asemenea idee pentru fluidizarea circulației, pentru că altfel ne vom sufoca la un moment dat, poți să mergem cu 10, poți să mergem cu 20. Și oricum, nu, nu cred că reușeți, deci ar fi o performanță, poate în zilele libere, ca un șofer să atingă, să depășească viteza, și cu un kilometru viteza de deplasare limită, pentru că efectiv e de pe pe oriunde. A, avem la orele nopții, pe marginile municipiului, acele liniuțe de care se vorbește, de care se știe, știu și polițiștii, dar se duc în partea cealaltă când sunt acele liniuțe, nu știu să zic, pe la Artego sau prin alte zone din oraș. Se știu ele unde sunt. Dar faza e că polițiștii n-ajung niciodată acolo. Ajung după sau în orice caz. Au totdeauna un, o atenție sporită într-o altă direcție când sunt acestea programate. Așa vă puteți și orienta. Am nimerit de vreo două, trei ori în asemenea, la asemenea evenimente fără să vreau, n-am fost invitat, nici n-am stat, dar ca idee vreau să vă spun că există și la Târgu Jiu, suntem în rândul orașelor mari. Bun, mergem mai departe. Uh, interesant. Mie mi se pare și altceva. Uh, apropo de aceste întreceri neautorizate, șmecheriile cu girofar și alte chestii, le pedepsim cu vreo 25 de milioane pe amendă. În schimb, uh, la alcool, într-adevăr, sunt pedepse mari, dar nu se umblă. Deci, nu, deși alcoolul e principalul vinovat de accidente în România. Deci, cum facem, de fapt, aceste propuneri? Că dă, neadaptarea, într-adevăr, e o problemă, dar nu e cea mai mare. Cea mai mare cauză de accidente, vă puteți uita pe toate site-urile, este alcoolul. Asta e cea mai mare cauză. De, de ce nu se ia măsuri în direcția asta? Interesant de văzut, ceea ce înseamnă că nu se corelează una cu alta, ci probabil sunt urmărite alte scopuri, electorale sau mai știu eu ce, ceva. Întrebarea acum, că vă spuneam această informație. Bun. Avem o preocupare pentru coduri țiure și l-am modificat, l-am modificat de la unaiba de, în, în ultimii ani. De acord, dar nu se vede niciun progres. În afară că am înăsprit și dăm statului mai mulți bani, că bănuiesc că fiecare dintre dumneavoastră, cei care aveți mașină într-un fel sau altul, ați primit o amendă. Sunt puțini care spun, mai ales pe drumurile din Gorș și așa cum sunt condițiile din Gorș, să nu fi dat o amendă în viața lui, dar felicitări celor care au reușit această performanță, cum spuneam, ce se va în, ce se poate face în această direcție? Pentru că nu se reduce nimic, deci, practic, progresul nu există. Și nu mă refer în Gorș, în toată țara. Chiar dacă, cum spuneam, poți să mergi prin toată țara, po, poți să faci turul țării și nu găsești poliț, polițist pe drum, polițist rutier decât în Gorș. Da? Asta e o altă, e o altă problemă. Arată cum să spunem, siguranță, cum e acea definiție a poliției, cu siguranță, cu nu știu, în fine. Dar avem foarte multe accidente în gorș și pe toată, pe toată țara. De asta nu vorbește nimeni, apropo de siguranță, rutieră și nu mai știu altceva. Dar, acum, e o problemă și de asta vreau să mă și refer. Drumuri nu avem nici oameni care să vegheze cu adevărat siguranța noastră pe drumuri. Ce e de făcut? Că știți, așa ne lamentăm, cu siguranță există, cu totdeauna vor exista nemulțumiri nemulțumiți la adresa organelor rutiere, chiar și când își fac datoria corect. Cu to toți vom fi nemulțumiți de ce se întâmplă, că stăm foarte mult în trafic. Vă spuneam, dacă ar fi să respectăm o arteră rutieră, să respectăm acele reduceri de viteză, acele limite într-un drum de București, l-ai face în vreo două zile. Chiar dacă ai autostrada. Vă dați seama că într-o țară normală nu poți să faci acest lucru. Așa că la un moment dat toți vor, că, vor, că, vor călca pedala de accelerație. Și dacă ai norocul ca rutieristul să fie la datorie, acolo în zona respectivă, într-un boschete, ai pus-o în fericire, cum se spune. Deci, ce vreau să vă spun cu asta e că legislația e loc de veră, dar am înăsprit-o poate prea mult și nu câștigăm nimic cu asta. Pe de altă parte, există în, în țările Uniunii Europene, chiar în țările, în țările dezvoltate, mai există și o altă. Deci, există și pedepse mai mari din punct de vedere financiar pentru cei cu dare de mână, că sunt și din aceștia. Pe, intră în colimator, dar pot. Deci pot să plătească o amendă mai mare și ca să nu piardă permisul, dar urmând să fie într-o chestie de asta de urmărire așa și dacă mai încalcă să fie pedepsit mai aspru. La noi în România nu s-a inventat acest lucru, semn că nu există nevoie de bani la buget sau poate ăia care încalcă și ăsta se descurcă altfel ca să-și ia permisele înapoi. De discutat acest lucru am abordat acest subiect în care cinstit vorbind nu știu ce se va nu știu ce va trebui făcut dar cu siguranță va trebui luată o, o măsură pentru că ne sufocăm deci a face a circula în gorș un județ mic a face cu orele de la un cap la altul datorită limitelor de viteză de uneori puse de, de o prostie crasă. Ai așezare, ai două case izolate, într-adevăr, la drumul național și ai pus localitate. Casele respectiv pot să fie și nelocuite, nu contează asta. De nu loc, Deci aia nu-i localitate. Ai puse restricții de viteză în anumite curbe, apropo sunt semne pe foarte multe drumuri și județene, chiar și pe drumul național am văzut datorită copacilor, datorită obturate aceste semne de circulație, de curbă, periculoasă, diverse chestii. Nimeni nu se trezește, nu ia o inițiativă să le curețe ca ele să se vadă. Cum la fel, apropo, n-am să înțeleg niciodată dacă mediul rural, de bine, de rău, ai și sunt zone în care nu te poți deplasa altfel, adică e nevoie de căruță, să spunem așa, și poți, trebuie să treci și cu recolta, trebuie să treci, trebuie să traversezi drumurile naționale, trebuie să mă... N-am înțeles cum se întâmplă în Târgu Jiu. În Târgu Jiu se circulă cu căruța într-o veselie în toate zonele. Suntem în mileniu trei oameni buni, suntem în anul 2016. Și apropo, bun, se circulă cu căruța, dar vesta re, uh, reflectorizantă, înregistrarea la primărie, nu există, nu, la Târgu Jiu nu s-a auzit acest lucru. Și trece pe lângă polițist, ni nu contează. Am niște poze, deci, prin fața poliției rutiere la Târgu Jiu, căruță, fără niciun însemn, fără nicio, cu, ei, cu oameni stând în, pe laturi de puteau să cadă oricând. Trecând prin fața poliției rutiere și cu polițist pe scară. Nimeni nu reacționează. Cei vânați sunt doar conducătorii auto. Vi se pare normal așa? Mie nu. Să abordăm și alte subiecte, că oricum aceasta cu rutiera nu le rezolvăm noi prea, prea, curând. De fapt, nici legiuitorul nu reușește să le rezolve dovadă că tot schimbă. Însă, ar mai fi un lucru de, de vorbit sau de abordat apropo de, circulațiile, de circulația din, din, județul, din județul Gorj. Uh, și se face, se pune mare, mare, accent pe, mai ales în orașele mari, se recomandă, nu domne, nu mai folosi mașina apropiată de personală, folosiți transportul în comun. Bun, hai să zicem că aplicăm acest lucru la Târgu Jiu. Păi, nu avem bandă specială pentru mijloace de transport în comun, care sunt totelea, știți dumneavoastră, elea de după Revoluție, care pică fiarele de pe tablele de pe ele. Și în același timp, deci vin, se circulă în, în condiții de adeptul inumane. Ca să nu vă mai spun că faci, faci cam atâta, orică mergi cu mașina personală, că stai în ambutej, orică mergi cu auto, dar că și ăla trebuie să meargă tot pe acolo. Deci, ca să facem acest lucru, să încurajăm uh, transportul, deci să mergem cu transportul în comun, mă refer la nivel de oraș, ar trebui cumva să facem mai mult pentru transportul, adică banda aceea și toate celelalte. Cum se face în orașele mari? E adevărat, Târgușiu nu e un oraș mare, dar oricum și aici s-ar putea face diverse, diverse lucruri. Când au terminat șantierele, asta adică peste vreo 10-20 de ani, când se vor termina lucrările, pe, știți că noi avem totdeauna lucrări, e bine că avem lucrări, e bine că se construiește, dar Ritmul e o problemă la Târgu Jiu și e o problemă foarte mare și asta nu de ieri, de astăzi și de mai mult timp. Uh, cum s-ar spune, dacă ar fi, dacă ar fi lucrat, toți suntem în această sărbătoare continuă Brâncuși, dacă Brâncuși ar fi făcut uh, coloana infinitului, deci ansamblu Brâncușian, l-ar fi construit în ritmul în care construiește primăria Târgu Jiu, rețeaua de canalizare, hai să zicem, am amintit o zonă unde se, repara se acum mai mult zona aceea cea mea. Vreau să vă spun că probabil nu mai inaugura ansamblul în 38 și după al doilea război mondial. Deci e un rin foarte, foarte avansat la care se, se lucrează, da? Asta este, asta e, asta e România, asta e Târgu Jiu. Spuneam, vreau să abordăm și alte subiecte astăzi, mai ales că săptămâna trecută n-am avut posibilitatea să abordăm subiectele importante. Spuneam că și se leagă cumva de rutieră. Aseară a fost în Parlamentul României un moment de vot în care s-a propus ridicarea imunității parlamentare. Lui Gabriel oprea să, să reținem, au are ridicată într-un alt dosar uh, pentru abuz în serviciu, pe motiv, a fost o cerere a DNA-ului pe motiv că ăsta ar fi vinovat de ucidere din culpă. Bine, nu mă întrebați de ce uh, direcția națională anticorupție anchetează un accident rutier. Nu pot să vă răspund și vă spun eu că nici pe Chiove și de o întrebați habar n-are de, de ce, anchetează această, această, speță. Dar nu contează. Parlamentul s-a pronunțat într-o aproape două trei, mi au votat împotriva acestei solicitări și de aici scandal. Inclusiv am văzut astăzi o intervenție al unui ambasadorul american, nenea Clem ăsta, care spune că e dezamăgit, că nu știu ce, că nu știu cum. Să nu uităm, ambasadorul american, el la care a pus mâna, deci ne-a arătat steagul secuiesc fără probleme, a spus că el a, fost, a făcut o asta de complezență, de nu știu ce și ăsta, nu și-a cerut nici scuze, ne-a cam luat de fleți. Iar diplomația de la București a înghițit-o, nici măcar nu l-a întrebat de ce e pielea, deși la o asemenea front, la Unguri vă spun, apropo de Victor Orban, pentru că acolo există totuși premier, vreau să vă spun că cât era el de ambasador american, dar se ducea învârtindu-se până la Washington. La noi nu l-am întrebat nimic. Ba, el ne-a spus că de complezență, că steagul României e mai important pentru el de, și cel american, bălmăjel de genul ăsta pe care nu, nu le ia nimeni în seamă, dar care pe noi ne-au mulțumit, a fost foarte ok, parteneriatul american și tot așa. Bun. De ce vreau să vă spun de acest vot? Până la urmă e normalitate și am revenit asupra acestui caz că iar discutăm de, de imunitatea parlamentară. Fraților, imunitatea parlamentară este și este sinonimă pentru toate forțele politice dintr-un stat. Avem, nu neapărat politice, forțele unui stat, puterile dintr-un stat. Dacă avem imunitate la magistrați, trebuie să avem imunitate și la parlamentari. Dacă avem imunitate la președinte, trebuie să avem și la parlamentari. Nu o să încetez să spun acest lucru până se bagă cumva, adică să pricea pe care decid. Nu putem renunța la unul. Asta nu înseamnă că parlamentarii pe care îi avem acum sunt demn de toată stima. Ba, din contră. Dar, atenție, sunt reprezentanții aleși, așa cum au fost aleși, ai poporului român. Că unii au fost pe la Mititica, că unii riscă să se ducă acolo, asta e altă problemă. Iar că, apropo de DNA care face să arată dezamăgită că nu pot, e justiția, suferă că n-a putut fi pus în aplicare. puteți să luați în seamă o asemenea declarație de astăzi, în condițiile în care spuneam că acest caz nu se încadrează pe cazurile de corupție? Sau dacă se încadrează, să știm și noi. Dar știți cum e... Partea electorală o anchetăm la Ponta că, vezi, doamne, a câștigat simpatie electorală că l-a dus pe Tony Blair, la Olguța că a vopsit fațadele, la toate astea. Așa, relativ rău de tot, relativ rău dosarele din acest moment, dar asta este altă treabă. Pe de altă parte, însă, trebuie să remarcăm un, un fapt: apropo de, de Parlamentul României că lumea e cam în vacanță. Adică toată lumea se pregătește de alegeri, unii încearcă să mai prindă un mandat alți -ă, care n-au mai prins loc pe liste la PSD sau PNL se duc pe la partide de astea mai mici, PMP, ALDE, pardon, sau chiar uh, acest experiment uh, PRU și tot așa. Dar trebuie să apreciem până la urmă că parlamentarii de data asta au fost și au, nu putem să votăm o asemenea inepție. Atât timp cât, în primul rând, că nu se încadează. Că, de fapt, asta a fost. Senatorii n-au votat pentru că au vrut să se opună justiției. Nu. Senatorii li s-a spus și de juriști și aveau dreptate. Bă, frate, avem o problemă. Nu e în atribuțiile DNA-ului să cerceteze un asemenea caz. Deci, trebuia ca cazul respectiv, dosarul, să plece spre parchetul general sau mai știu ce, spre altă instituție a parchetului. Cum nu s-a întâmplat acest lucru, apropo, Interesul național, Gabriel Oprea, era foarte important și foarte curtat acum vreun an și ceva, și când n-a vrut să basculeze, și ăsta a fost executat. Apropo de politică, și acum ai paria și e cel mai Apropo de învățat în politica românească, ori faci concesii către anumite persoane, ori să stai foarte tare pe poziție, pentru că dacă pici, te aranjează cei care te aranjează, cei care uh, ți-au fost cândva amici sau ți-au cerut să colaborez cu ei. Acum, apropo de cazul oprea, cazul oprea pornește de la un accident. Aș spune că înțeleg și oricare, nu cred că e cineva în această țară, să nu înțeleagă drama familiei care și-au pierdut copilul, acel polițist care a dat în groapă de pe motocicletă din coloana lui, lui Oprea. Cred că familia are dreptate să fie revoltată, dar nu știu dacă vina să o îndreptăm direct doar spre Gabriel Oprea. Da, înțeleg, până la urmă șefii de la rutieră au făcut traseul, ei răspundeau de toate, inclusiv de dacă se confirmă chestia aia cu mărirea vitezei. Apoi mai e o problemă. Până la urmă tânărul respectiv Gingină sau cum se numea, a avut, era la serviciu. El, la o anumită viteză, a dat în niște oare mai mult sau mai puțin semnalizată tind să cred că sunt probleme, au fost probleme cu acea semnalizare pentru că, hai să fim serioși, era groapă, imediat s-a stupat, totul a fost ok până a doua zi. Mă, suntem în România, greu de crezut că noi suntem atât de operativi. Deci ceva a fost acolo în neregulă cu acea groapă care a apărut în, în carosabil. De înțeles drama părinților, dar până la urmă nu știu că se îndreaptă în direcția, adică poate e o satisfacție pe undeva, bă, uite că a căzut ministrul ăsta care folosea. Dar dacă am avut toți miniștrii de interne cu aceeași problemă, cu aceleași coloane, cu același regim, nu văd de ce ar mai fi fost o prea vinovat când era și viceprim-ministru, ba, a fost și premier pe timpul cât Ponta era prin Turcia. Și atunci, de discutat această situație, știu că nu se uh, nu o abordăm așa cum trebuie sau o abordăm de pe parte politică, dar cred că ar trebui să intrăm într-o stare de normalitate. Iar acest caz este instrumentat pentru altceva, părerea mea. Suntem acum în, într-o perioadă suntem într-o perioadă în care se pregătesc, să spunem așa, toată lumea se pregătește, cum spuneam, se pregătește de alegeri. Însă cineva le-a spus, probabil celor de la DNA sau celor din spatele DNA-ului, că bănuiesc că mai sunt alte forțe, le-a spus așa, bă frate, vedeți că lumea a cam văzut predilecția spre o anumită tabără. Și atunci, au zis, bă, trebuie să luăm câțiva, pe Gorghiu, care e blonda, cu sprijin înalt la Cotrocin, și ăsta e cam greu să o luăm. Ea a făcut-o adevăratul. că tot cam ce a făcut și Ponta, da, știi? Hmm. Hai să-l luăm pe Nea Vasile, că e mai în vârstă se tot spune Elena Udrea, cealaltă blondă prezidențială a fostului președinte, spune că i-a dat niște bani, dar de fapt nu-l luăm pentru aia, îl chemăm pe ăsta pe la îl chemăm pe la DNA ieri, că pe un caz încât ăsta când a ieșit, n-a știu ce să spună a spus, domnule știi, m-au chemat pe un dosar de accident, că de fapt dosarul nu era la DNA ăsta, e un dosar de corupție, dar el e martor ce vreau să vă spun de fapt, ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră este că uh, ne dăm echidistanțe acum și să vedem că lupta cu, cerește România, lupta anticorupție. Bine ar fi să fie așa, bine ar fi ca cei cercetați indiferent de partid să ajungă la un moment dat după gratii, dar mai ales, atenție, să prejudiciile acelea, create sau inventate, că sunt și de genul ăsta, să fie recuperate. România va fi mai bogată și totul va fi mai bine. Din păcate, cred că e doar un joc electoral ca să dăm bine, să încercăm să, să fie bine, să nu fie rău și tot așa. Apropo de asta, și trecem în domeniul fotbalului pentru ultimele minute, continuă scandalul între clubul Steaua, clubul sportiv al armatei Steaua și Gigi Becali s-a câștigat un proces de către armată, deci atenție. Armata a pierdut clubul armatei a pierdut practic toate secțiile sportive, le-a pierdut în ce sens? Nu mai joacă un rol de top. Dacă mai ales secția de fotbal, dacă n-ar fi fost Becali, Păunescu și alții care au investit la Steaua în ultimul deceniu și jumătate, echipa ar fi fost cel puțin în situația uh, Rapidului sau și mai rău. E Uh, însă armata a văzut că e rost de câștig, mai ales că echipa e calificată în grupele Europa League. A văzut că Becali a băgat bani în fotbalul românesc, i-a și scos și a scos mai mult decât a băgat cu siguranță, e o afacere. Și ce așa zice, băi, hai să ne facem și noi parte. Nu contează că s-ar putea să dărâmăm clubul respectiv, că doar unezi dărâmate celelalte, ce trebuie să emitem pretenții în Europa, să mai jucăm în Europa? Nu, mai bine luăm niște bani pe ei, eventual închidem în clubul, vedem noi dacă îl mai facem după aia, că nu contează. Cum s-a dus rapidul, cum s-a dus, cum a fost la un moment din dus, cum s-a dus uh, progresul, cum s-a dus portul celălalt, se duce și steau. Cam ăsta e planul, diabolic aș putea spune. Și eu mă leg, apropo de chestia asta, de un alt caz. Știți cum a dispărut Universitatea, Universitatea Craiova? La un moment dat, uh, cei doi inculpați și condamnați în primă instanță Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, ce au zis? Bă, ăsta are jucători, ăia mai bine îl, îl rade și nu tace din gură? Păi noi suntem șefii și nu știu ce. Ia să-i desfințăm noi, să-i dezafiliem echipa. Ăștia pleacă, luăm și noi parandărătul că refuzi o să cred că 30 și ceva de jucători, unii destul de bine cotați la vremea respectivă, s-au dus chiar pe degeaba pe la diverse cluburi. Instanța a constatat această problemă, mai ales că jucătorii au fost scoși de sub sechestru, atenție, ci pentru cazul ăsta cei doi trebuia să de pușcăria pentru mulți ani. Și echipa a dispărut. Acum avem un proces care în primă instanță i-a condamnat, există și o despăgubire consistentă, asta ar permite refacerea Universității Craiova, echipa normală, echipa care a fost în ultimii ani nu aceasta creată de Trial Guța cum este numită echipa actuală a Universității Craiova. Dar că nu vom vedea deci banii aceia pe care îi se cuvin luminitelul și din care probabil și el la rândul lui ar trebui să plătească către statul o anumită parte, nu cred că vor ajunge vreodată la luminitel. Personal cred că nici Sandu și cu Dragomir nu vor face, chiar dacă vor ajunge în pușcărie, o vor face pentru timp puțin pentru și iar averile lor, pentru că nu sunt niște oameni sărași, cu siguranță au fost de, puse de mult la adăpost. Nu e în regulă o asemenea procedură. Adică a dispărut universitatea și altele și cu siguranță vor mai dispare și altele pentru că fotbalul nostru este întâmplător în momentul de față și extrem de slab finanțat. Și ajungem la echipa de suflet a gorjenilor, Pandurii Jiu, cu o prestație meritorie în, acest, în această primă parte a campionatului. Nu joacă mare lucru echipa, dar sunt niște jucători de valoare acolo. Mai avem și noroc. A fost vremuri când am jucat mai bine și nu aveam noroc. Suntem într-o poziție foarte bună, dar din păcate banii lipsesc cu desăvârșire. Uh, bine ar fi ca acele abonamente, de ce se face acum pe la instituții de cumpărăm abonamente să salvăm clubul, bine ar fi să aibă efect, dar am văzut noi ce cu mințenia pământului cum s-a mișcat. Nu cred că nici la fotbal se va întâmpla altceva. Banii trebuie să vină din, uh, din altă parte și acum începem să ne gândim pe de unde pot să vină. Noi oameni de afaceri, la gorș, nu prea avem. Deci dacă CEO nu există, practic oamenii noștri de afaceri își de ăștia de mâna a treia, a patra, fără potențial financiar care să, să, reușească, să, facă, să, reușească să facă ceva. În acest moment, situația de la Panduri este dramatică. Nu cred că echipa se va putea salva la infinit. Vor veni penalizări pentru că sunt bani de dat unor jucători care n-au fost plătiți. Iar banii în afară de drepturile de televizare, altceva nu mai prea intră în club, pentru că nici presta, nici prestația europeană n-a fost dintre cele, dintre cele mai bune. Poate dacă ar fi fost acum meciurile, echipa mișcându-se altfel, poate ar fi avut mai mult succes. Ce vom face cu fotbalul? Dumnezeu cu mira. Ne apropiem de finalul, de finalul emisiunii de astăzi. Înainte de a ajunge la final, Aș vrea să mă întorc, adică să meditați la o, să zicem așa, un material apărut, apărut pe rețeaua Google astăzi și care spune așa, în România, hipertensiunea arterială afectează 45,1% din populația adultă. Potrivit rezultatelor celor mai recent studiu, SEPAR 3 efectuale Societatea Română de Hipertensiune. Potrivit președintelui Societății Române de Hipertensiune, Maria Dorobanțu, prevalența a crescut la 45% față de acum 5 ani când era 40%. Deci, practic, România este bolnavă de inimă, și nu știu de ce mă face să cred că și conducătorii, și situația economică, toate contribuie la acest lucru. Să medităm la acest lucru. Ne întâlnim și săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!